Coșmarul repartitoarelor a luat sfârșit pentru locatarii blocului PM7, scara 3 din micro 14. Aceștia au implementat un sistem de apă rece și termoficare pe orizontală cu contor comun pe casa scării și cu un aparat de monitorizare a consumului pentru fiecare apartament. Proiectul pentru apă rece a fost pus în practică încă din 2008, iar cel pentru căldură anul trecut. Apa caldă este singura utilitate care nu este cuprinsă în sistemul de conducte, aceasta fiind asigurată locatarilor prin boilere sau centrale termice. Am realizat două instalații de distribuție și contorizare individuală. Ne aflăm în fața instalației de pe casa scării și o să vă arăt și subsolul și prin apartament, a instalației de distribuție și contorizare pe orizontală a sistemului de încălzire. Deci aici se află un aparat de cea mai bună performanță la ora actuală pe piață, care înregistrează valoarea de temperatură care intră în agentului termic pe tur. Pe retur, diferența între temperaturi, volum, consumul în kilovați, deci el calculează automat. Vin cei de la apa termică, citește aparatul și aplică coeficientul ăla de 242 de lei per calorie. Și a făcut factura. Factura care ne vine la fiecare dintre noi în cutia de scrisori, având contract individual cu furnizorul. Presupune că în momentul în care eu, din diferite motive, nu mi-am achitat cheltuielile la căldură, respectiva firmă de distribuție a venit, a desfăcut aparatul. Asta este de bitmetru. L-a desfăcut de aici, a pus sigiliu și îmi spune, domnule, când îți plătești, atunci îți punem înapoi. Locatarii blocului sunt foarte mulțumiți că nu mai depind de sistemul centralizat de căldură și apă caldă, care are multe neajunsuri. Cu atât mai mult cu cât plătesc, cât consumă și cine nu își achită factura poate fi ușor debranșat, fără ca bun platnicii să aibă de suferit. Din noua instalație, foarte mulțumiți suntem. Cât plătiți? Păi, nu știu, noi suntem cu centrală. Cine are instalația asta? Deci plătiți doar căldura, cum se... Noi plătim gazul la ce consumăm, atâta nu mai plătim la... instalația de termoficare, părți comune, nu se mai plătește nimic. Câte aceau țelii prin apartament? Plăteați părți comune, cât? 700, 800, 80 de lei cum ar veni, 70, 80 de lei, 60 de lei pe lună. Foarte mult. Foarte mult, bineînțeles, foarte. Da, eu sunt foarte mulțumit. Nu știu care n-ar fi mulțumit. Nu se compară cu ceea ce era de vechi. Ne încărcăm bacul una, bacul alta, la care noi nu puteam să ținem controlul niciodată, exact, că ne calculează. Și am zis că pomorat avem întotdeauna istoria asta. Sistemul de alimentare cu apă rece și căldură este unic în Galați și a costat pe locatari aproximativ 20 de milioane de apartament. Beneficiarii spun însă că investiția la apă rece s-a amortizat până acum, iar cea de apă caldă se va acoperi în maxim 2 ani.